stocare rapidă, procesor de ultimă generație și 12 GB de RAM la bord. Vreți teste sintetice? Nu am de gând să fac. Nu cred că îi pasă nimănui. Telefonul o să se mișcă repede și nu va încetini decât atunci când o să adaugi prea mult bloatware sau pur și simplu o să vină vremea să-ți schimbi telefonul. Pentru că cineva o să te încurajeze în această direcție. Și atunci tu ți-ai aminte că dai sfântul Factory Reset și o de la început, ca un la un telefon nou și o să meargă iarăși repede.